Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi iubitori de folclor. Elisabeta Vasile sunt eu și vă invit să ne urmăriți în cadrul emisiunii Petrecem împreună. Am aici alături de mine oameni de calitate, artiști iubiți de dumneavoastră. Sunt toți profesioniști la ansamblul folcloric Maria Atanase, un ansamblu prestigios, un ansamblu care ne face mândri că suntem români. De această întâlnire este vinovată Liliana Popa și vreau să o invit alături de mine. Liliana, că vrei, că nu vrei, asta este. Noi am complotat, am în două ca în această seară să mai veniți pe la noi, că faceți parte din familia EMI TV. Încă de la începuturi ne-ați fost alături și vă mulțumim. Și am zis așa, veniți primăvara și toamna, știi? Toamna acum, nu știu, se numără bobocii, să numărăm așa toate bucuriile, se culeg viile, se culeg roadele până la urmă. Și mă bucur că ai strâns așa o parte din colegi și ați venit aici la EMI TV să încântați pe telespectatori. Bună seara, Peti, bună seara telespectatorilor noștri dragi, așa este, am complotat cumva amândouă, dar să știi că complotul ăsta a fost pentru colega mea, Aneta Șișu, care de curând, acum am dat voie să spun eu înaintea ta, eu n-am știut nimic pe cuvânt, a înregistrat piese noi și a vrut neapărat să le facă publice. Și ca atare a dorit să fie alături de noi. Așa a fost ne-am strâns foarte puțin într-un timp foarte scurt, dar uite că am reușit măcar. Deci nu, a vrut să-și lanseze noul material, să zicem așa, de câteva piese acolo, alături de voi, de familia ei. Dacă până la urmă colegii de la ansamblu Maria Atanase sunt a doua familie, cred că pentru fiecare, zic eu. Așa, da? Exact. Și păi hai să o invităm aici alături de noi, că na, așa se cade. Dacă tot ne întreba domn Constantin Enceanu mai devreme ce sărbătorim, ce se întâmplă în această seară. Păi, nu a spus nimeni nimic, știi, noi am venit, hai să mergem la emisiune, gata, hai să mergem. A fost emisiunea așa seara. Pe viteză. Și mă bucur că, bună uite, ai venit cu noutăți. Și mă bucur că am revenit. Sinceră să fiu, eu mi-am exprimat dorința, i-am zis lui Liliana, zic că da, mi-aș dori să merg și eu, zic, cu colegii mei, dacă e să promovez materialul, zic, câteva cântece care le-am făcut și de acolo a pornit ideea, deci de fapt ideea a fost a ei, nici eu n-am știut că o să fiu. Păi noi două vorbim mai des, să scap așa. Ideea asta, dar nu scapă. Vorbim mai des și am zis așa, zis cel mai frumos ar fi să venim așa cu colegii, cu familia de la Maria Atanase, că așa ne toți simțim avem, cel mai da, bine, da. Cel puțin eu una mă simt foarte bine. Tu chiar ți-ai exprimat această dorință? Da, sunt fericită și onorată și nu știu cum să spun, sunt foarte bucuroasă când sunt lângă mine cu ei, mă simt cel mai bine. Și le mulțumesc din suflet, dacă asta a fost emisiunea pentru mine, așa cum spunea Liliana, n-am decât să le mulțumesc. Noi îți dorim succes mei. Cu câte piese zici că ai făcut? Eu am făcut mai multicele, acum sunt câteva. Le promovăm așa le luăm câte puțin, câte puțin din lucru, ele. Un singur lucru, dacă îmi dai voie, rog. Vreau să mai spun. Îmi pare rău că nu este și colegul nostru, Liviu, și am să spun și de ce. În realizarea materialului și tot ce ține de înregistrare și repetiții și riturnele și m-a ajutat foarte mult. Deci el a dat mai Liviu, mai te pupa da, Liviu. Dica am mi-a reușit spus să că o da. Să lipsească. Nu sunt singura, știu că am mai făcut, din păcate n-a putut să fie lângă noi în el această seară. El este un om foarte corect, noi dacă am promite, încercat promite, să dacă emisiunea. Nu. Dar ca să nu da, dar voi știți că ne vedem de pe zi pe alta. Știți că săptămâna viitoare avem treabă, ne vedem acolo, pregătim surprize pentru cei de acasă și nu aveam cum. Așa. Oricum eu vă mulțumesc frumos. Da, uite, ai alături de tine și pe domnul Constantin Enceanu, care, na, cred că ne bucură așa sufletul cum spuneam, la fiecare e dintre o onoare noi pentru mine să fie și în această seară aici. Și mai ales celor de acasă, nu? Sigur. Stai cu mine, omule, să-ți leagă scânt, amintiri frumoase și bună seara, și bună seara tuturor, da, bună seara telespectatorilor, întregi echipe de aici de la EMI TV. Aneta, din ce an ești tu la Maria Atanase? Suntem colegi de 20 și... Nu, de 15, dar ne 15... cunoaștem din 87. Din 87 ne cunoaștem. Aneta era tinerică, sfioasă,
pășa, dar o voce foarte și naivă, așa, credeam că totul e roz și că totul e frumos. Tot ce mai târziu, mai târziu, am târziu, da. La realitate, important da. Este că suntem în seara asta alături de tine, cu tot dragul. Vă mulțumesc chiar sincer vorbind, aici prin culise am aflat adevăratul motiv. Nu știam de ce. Știam de cântecele tale, pentru că Aneta, după ce le-a înregistrat, într-o pauză ni le-a prezentat și nouă și chiar ne-am dat cu părerea. Și ne-am spus, uite, ăsta e frumos, ăsta bravo, ăsta să-l promovezi. Felicitări! Felicitări și la mai multe! Mulțumesc din suflet și vă mulțumesc tuturor, fiecare în parte. M-au încurajat. Cristi mi-a spus, mai schimbă acolo un vers. Manuela, poate un pic mai mișcat, să fie mai vesel. Liliana m-a încurajat la fel cu un cântec pe care l-am cântat. E foarte frumos să te duci. Deci, Marius, la fel, este, i-am pus și lui și e încântat. Și toți m-au încurajat și am simțit că sunt lângă mine. Nu pot decât să le mulțumesc. Asta cuvintele sunt prea puține. Familie, colegialitate, sinceritate, până la urmă, că asta este. Se spune omul acolo, dom'le, unii spun, da, e bine, stă bine îmbrăcat, da, ești bine, dar poate... Da, și atunci nu este ok. Și Marius, seara, bună seara, foarte, Marius Mungureanu. Bună seara, și tu în seara asta ești bună foarte seara, frumos. Bună seara, Nașule. Bună seara, fină. Și tu în seara asta ești foarte frumos îmbrăcată și ești foarte asortată. A, vă ești mulțumesc. Ești foarte elegantă, da. Vă mulțumesc. Ca de obicei, Betty. Mie îmi place foarte mult să mă îmbrac în costum național. Știți, asta așa am mai spus-o pe, și pe post, știu telespectatorii de câte ori mi-am cerut scuze. Dar nu pot în fiecare seară la emisiune să-mi pun costumul popular. Țin foarte mult la ele, să le țin acolo, să le îmbrac. Doar când cânt, am zis eu, că e atunci e cel mai potrivit. Ce mai faci, domnul Marius, alături de colega ta? Alături de colega mea și de colegii mei, de fapt, sunt și onorat, pentru că nu de fiecare dată ne întâlnim în aceeași conjunctură și în aceeași echipă. Și mai ales într-un studio. Și mai ales într-un studio. Da. Suntem la serviciu, dar aici mai puțin. Pentru că fiecare își împarte timpul așa cum consideră el și nu suntem... Dar suntem o echipă și suntem niște oameni care am trăit și trăim împreună, conviețuim, pentru că Maria Tănase este a doua familia noastră și suntem foarte onorați, pentru că nu este la îndemâna oricui să fii membru al ansamblului Maria Tănase. Suntem bucuroși în primul rând că suntem la EMI TV și suntem bucuroși că suntem lângă Aneta Șișu. Și care îi dorim din tot sufletul succes. Să o salutăm și pe colega ta, pe Manuela Motocu. Bună seara. Bună și bine seara, ai venit. Bine te-am regăsit. Mă bucur din toată inima că Aneta a reușit să realizeze acest material frumos. Își dorea din toată inima, bineînțeles că toți soliștii își doresc acest lucru. N-am decât să o felicit și să-i doresc din toată inima în continuare multe realizări de acum înainte. Am auzit-o șoptind că după mai mult timp. Nu contează. Nu contează, dacă important e că a reușit. Da, da. Nu, adică nu e, cred că, rețeta succesului să ai, nu știu, material după material. Nu știu, o să vă pun pe fiecare dintre voi să spuneți lucrul ăsta și mai ales pe maestru Enceanu. Bună seara, Cristi Bănățeanu. Bun găsit, oameni voioși și de folclor. Lăcomoș. Ai văzut ce frumos. Dragi telespectatori, sună bine ce spune Bănățeanu. Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor telespectatorilor și bine v-am găsit. În primul rând, felicitări pentru materialul realizat. Vreau să spun că l-a realizat cu trudă, fără trudă nu se face nimic. Ce mai fac alții și fără trudă, da. Se bucură de... Cred eu de câteva piese frumoase, o să vedeți. O să vedeți și dumneavoastră, ca să nu stau așa cu spatele la camere. Textele sunt foarte bine lucrate, foarte bine, bravo, felicitări. Da. Și ce să zic? Să zic că sunt bucuros și câteodată am inima voioasă că suntem împreună. Este foarte important să vii cu oameni frumoși la televiziune, cu colegi minunați, care să reprezinte, de fapt, liniștea sufletească a noastră. Este minunat că... și este o mare bucurie pentru mine să fac parte de 10 ani. Am făcut un deceniu la ansamblul folclorii Maria la Tănase. La mulți ani, înainte, locul Doamne în care, ajută. Să zic eu am fost așa în viață un solist mai dezvoltat, așa, nu... Aici m-am educat,
am primit educația artistică, cât de cât artistică, pentru că știi, când vii la o vârstă mai târzie într-un ansamblu, este mai greu să te mai duci. Știi cum se zice? Bă, calul bătrân, nu mai poți să-i mai pui. Aia cu n-am avut șef niciodată, cum e? Prin ansamblu folcloric am învățat să-mi pun și să accept că păstr ăla de profesionist și să vin la serviciu când trebuie și să fiu educat muzical. Punctual? Punctual, este foarte important. Să ai atitudinea de artist, așa cum este domnul Constantin Enceanu, cum sunt toți colegii mei. Pentru că ei sunt demn de urmat. Și cum a fost și marele Petrică Moțu Stoian. Da, Dumnezeu să-l odihnească. Punctuale suntem și noi și trebuie să trecem la cântat. Îmi pare foarte rău, după aceea o să o salutăm pe Lavinia cum trebuie, să vorbim și cu ea. Trecem la cântat, dragii telespectatori, că dumneavoastră de-abia așteptați și eu de-abia aștept să văd ce material frumos are Aneta Șișu. Plecat, plecat, rămâi, nu ești ca pomul.
Gheața, am făcut pariu cu viața, că la vremea bătrâneții să-mi dea anii tinereții. Foaie verde, foi ca gheața, am făcut pariu cu viața, că la vremea bătrâneții să-mi dea anii tinereții. Am tiner să-mi dea vreo șapte, că-i dau averile toate.
poți să-mi dai viață în mulți, că-ți dau aurul din munți. Poți să-mi dai viață în mulți, că-ți dau aurul din munți. Lume și somn și-l nu pot cu averea mea cu tot. Dragă, știi prea bine că viața nu înșeală nimeni. Și am să fie de rămășagu când oi merge cu toiagu. Lume, dragă, știi prea bine că viața nu înșeală nimeni. Și am să fie de rămășagu când oi merge cu toiagu. Voi fi floare spulberată, nu-mi dă anii de-altă dată. Trage omul juca bou, dar viața lui e ca ou. Trage omul juca bou, dar viața lui e ca ou. Viața-i ca un ou de rață, toți sunt trecători prin viață. Așa-i viața drămuită, cu toată lumea zgârcită. Lume, un joc ne-e viața, are foarfeca și ața. Așa-i viața drămuită, cu toată lumea zgârcită. Lume, un joc ne-e viața, are foarfeca și ața. Face-n ciuda tuturor și ne lasă fără dor. Că așa-i viața lăsată, s-o trăim numai odată. Odată te naști și mori, nu trăiești de două ori, măi. Viața o pierdem când nu știm și o plângem când o sfârșim.
mine. Tot cu zâmbet pe obraz moare lumea de necaz. Amândouă primenite și de lume povestite. Să ne vezi jucând la horă, așa soacră, așa nură. Nu muncesc, nu dau cu sapa, fiindcă mă iubește soacra. Ne înțelegem amândouă, la noi sita e tot nouă. Semănăm așa de bine, eu cu soacra, ea cu mine. Și deștepte și frumoase, lumea-n pace să ne lase. Vecinele cum trăiesc cu soacrele, toată ziua nu mai ceartă, nu știu ce-or avea să împartă. Soacra mea parcă e mama și e dulce ca bomboană. Da, și eu pe voi îi fac numai ca să-i fiu pe plac. Nu muncesc, nu dau cu sapa, fiindcă mă iubește soacra. Ne înțelegem amândouă, la noi sita e tot nouă. Semănăm așa de bine, eu cu soacra, ea cu mine. Și deștepte și frumoase, lumea-n pace să ne lase. Oameni voioși și la inimă frumoși, puși pe joc și chiuit, lume bine te-am găsit. Am venit să cânt cu drag, că oamenii mult îmi plac. Și unul, doi cânta odată, am să mai vin și altă dată. Hai toți oamenii de bine, jucați ora lângă mine. Haideți cu toții la joc, ca să oprim anii în loc. Hai toți oamenii de viață, petreceți până dimineață. Și eu cât o-i avea glas, vă scot la joc, nu vă las. Se petrec florile, sufletul tânăr rămâne, de știi să-ți petreci pe lume. Mai ia seama, omule, cum se petrec florile, sufletul tânăr rămâne, de știi să-ți petreci pe lume. Hai toți oamenii de bine, jucați ora lângă mine. Haideți cu toții la joc, ca să oprim anii în loc. Hai toți oamenii de viață, petreceți până dimineață. Și eu cât o-i avea glas, vă scot la joc, nu vă las. Thank you.
ce știe că viața-i o bucurie, frumos cu sufletul său, cum l-a lăsat Dumnezeu. Drag mie de omul ce știe că viața-i o bucurie, frumos cu sufletul său, cum l-a lăsat Dumnezeu. Mai toți oamenii de bine jucați ora lângă mine, haideți cu toții la joc ca să oprim anii în loc. Viața-i tot ce avem mai sfânt, s-o trăim numai jucând. Lume cu mine să strigi și la anul tot aici. Da, și la anul tot aici o să petrecem împreună. Atunci o să vină probabil Aneta și Șușu să-și lanseze tot materialul. În această seară cântăm doar câteva piese de pe... Deci nu vrea să ne dea tot, înțelegeți? Și vreau să-i spun bună seara și colegei Lavinia Bârsoghe, care bună seara. Ca de fiecare dată tot mai înfloritoare, tot mai înfloritoare. Și-a scos cel mai frumos costum de la Naftalina. Bună seara! Eu zic că toate, bună seara! Bună seara tuturor celor care ne privesc! Bună seara echipei minunate de aici, de la EMI-TV! Eu zic că toate costumele sunt frumoase, noi cu toții suntem păi mai asta frumoși mă, în costumul popular! Asta mă, în seara asta care mai ca de care, știi? Că e o sărbătoare de fiecare dată nu, când da, venim în fața oamenilor! Voi aveți toți costume frumoase, așa de autentice, în primul rând, da? Și noi chiar suntem la concurență! Deci noi chiar... Da, o concurență care este benefică, frumoasă, loială, cumva, nu știu cum să zic, da? Da? Am observat că tu ai făcut altceva cu cânte, cu ai cântat soacrei de bine, ai lăudat-o, te înțelegi bine, adică ai cântat... Dar nu am fost subiectivă, chiar am fost obiectivă când am făcut cântecul ăsta, chiar este din viața mea, pentru că soacra mea nu spun asta doar de complezență. Deci tu că... chiar este ceva din ce ți se întâmplă ție, da, de, legat de familia ta? Da, și m-am gândit că trebuia un alt tip de cântec pentru soacră. Majoritatea vorbesc pe rău. Soacrele nu e cazul la mine și am văzut că se bucură de aprecierea soacrelor pe la evenimentele private chiar la care mergem. Cred că e foarte potrivit la evenimente, chiar este, nu? Chiar este. Că au și soacrele ceva așa, le aduc nurorile multă laudă, știi, și se măcar simt la și început, bine. Măcar la nuntă, că eu mă înțeleg bine fi... cu soacra mea la Năvodar, noi ne vedem de două ori pe an, să rămână mămică, vă pup și vă iubesc. Domnul Constantin Enceanu, parcă ziceați că... Vreți să ne spuneți ceva? Să afle și telespectatorii? Are o cămașă nouă. Veniți aici. Apropo de lansări și de surprize în seara asta, vreau să le fac și eu o surpriză telespectatorilor și totodată și colegilor mei. Eu am un proiect foarte ambițios și sper să reușesc să-l duc la sfârșit în 6 aprilie 2024, la sala Palatului, voi face un concert aniversar. Constantin Enceanu, stai cu mine omule să-ți cânt partea a doua, cu lăutarii de la Chișinău și maestru Bod Gros. Iar în acest proiect, și ei află pentru prima dată, în deschiderea spectacolului meu aniversar, voi invita toți colegii mei de la ansamblu Maria Tănase, orchestră, dansatori, soliști. Le voi acorda primele 45 de minute lor. Ce iar frumos, eu voi fi familie, alături de ei, familiei ansamblului Maria Tănase. Așa am gândit că este bine la cei 60 de ani de viață, ținând cont că eu sunt de la înființarea ansamblului, să fie și ei să rămână, să fie și ei alături de mine. Mulțumesc, ești o drăguță. Ești o drăguță. Așadar, mare, sunteți... Așadar, stimațele spectatori, 6 aprilie 2024, sala Palatului. Distribuția la momentul potrivit o să vă destăinui toată. Încă biletele, să știți că nu s-au pus în vânzare, pentru că avem încă multe lucruri de pus la punct, dar așa ca o informație, o informare, zic eu, destul de mult publicul așteptată de unii dintre... Cred că doritor, vă dați seama, vă iubesc. Mulți mi-au scris, nu mai faceți un spectacol aniversar. Când am împlinit 55 de ani, a fost și cu pandemia și cu nu erau lucrurile chiar atât de bine puse la punct. Am mai zis, fost nicio problemă, da, nicio problemă la cei 60 de ani cu ajutorul Dumnezeu o voi face. Așadar,
Colegii mei, sunteți invitați de Doamne pe Doamne ajută, mă bucur că aveți grijă să nu veniți cu mâna goală. MiTV și ne-ați ales pe noi și trecem din nou la cântat, că doar de asta venirăm, nu? Hai să trecem la cântat din nou și fiți cu ochii pe noi, da? Că urmează. De calcă neicuța, înflorește romanița, înflorește romanița. Unde pune el piciorul, acolo răsare dorul, acolo răsare dorul. Neicuța de dragul tău, fac orice și nu-mi e greu, să te știu, neicuța dragă, lângă mine viața întreagă. Neicuța de dragul tău, fac orice și nu-mi e greu, să te știu, neicuța dragă, lângă mine viața întreagă. Am vrut să vii, tu ești dorul inimii, tu ești dorul inimii. Ani în șir te-am așteptat și cu lumea nu te împart, și cu lumea nu te împart, mă. Neicuță de dragul tău, fac orice și nu-mi e greu, să te știu, neicuță dragă, lângă mine viața întreagă. Neicuță de dragul tău, fac orice și nu-mi e greu, să te știu, neicuță dragă, lângă mine viața întreagă. Am făcut viața frumoasă, amândoi am făcut casă, amândoi am făcut casă. Din dragoste și din dor, avem floare de bujor, avem floare de bujor, mă. Neicuță de dragul tău, fac orice și nu-mi e greu, să te știu, neicuță dragă, lângă mine viața întreagă. Neicuță de dragul tău, fac orice și nu-mi e greu, să te știu, neicuță dragă, lângă mine viața întreagă. Dragoste în suflet por, și-am să iau din viață tot, și-am să iau din viață tot, mă. Lângă tine, an la rând, n-o să îmbătrânesc nici când, n-o să îmbătrânesc nici când, mă. Neicuță de dragul tău, fac orice și nu-mi e greu, să te știu, neicuță dragă, lângă mine viața întreagă. Neicuță de dragul tău, fac orice și nu-mi e greu, să te știu, neicuță dragă, lângă mine viața întreagă.
Ce bărbat am nimerit, ne-am luat din mare iubire, dar nu semănăm la fire. Avem în pieptini mari, suntem două pietre tari, ne certăm din fiece, din ce e și ce nu e. Zic, 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 bărbate, zic, eu ca tine nu mai zic. Atât cât mă duce capul, nu o face, zice bărbatul. Zic, 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 bărbate, zic, eu ca tine nu mai zic. Atât cât mă duce capul, nu o face, zice bărbatul. O fi el cocoș cu creastă, dar nici eu nu sunt vreo proastă. Că știu cu vorba să-l duc și să-mi îl țin sub papuc. Te fac eu bărbate zău, să joci tu cum îți cânt eu. Zic, 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 bărbate zic, eu ca tine nu mai zic. Atât cât mă
duce capul. Nu face, zice bărbatul, sec, 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 bărbate, sec. Eu ca tine nu mai zic, atât cât mă duce capul. Nu face, zice bărbatul. Tot ce fac nu este bine, numai cura e de tine. Eu zic una, tu zici zece, de nici dracu nu te-ntrece. Mă bagi în mii de păcate, dar am să-ți o coc, bărbate. Zic, 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 bărbate, zic. Eu ca tine nu mai zic, atent cât mă duce capul. Nu fac ce zice bărbatul. Zic, 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 bărbate, zic. Eu ca tine nu mai zic, atât cât mă duce capul. Nu fac ce zice bărbatul. Și să-ți meargă bine. Ia ora înainte și să...